Salut, eu sunt Marian și azi vei face Cai din Vest. Cai din Vest, episodul 1. Cai din Prerie, scuzați. Bun. Aici sunt toți caii. Toți. Bun. Hei, Josephine, unde ești? Aici, Laila, aici sunt. Bine, bine, Josephine, voi veni la tine. Oh, ce faci, dragule? Bine. Bebelușul ce mai face? În burtică. Așteptăm să se nască. Bine. Hei, rege mare, ce mai faci? Bine, Bella. Pot să vin lângă tine? Da, poți veni, cu sigur. Bine, iubitule. Bebelușul tot, ce mai face? Bine, la fel și la mine. Doar eu am rămas singură. De ce nimeni nu mă vrea? De ce? Am rămas singura. Mănâncă singura doar pe pajiști și sau toți cu copiii și soții lor. Nu mai eu singură. Rege, când mai mergem pe pășune? Nu știu, s-ar putea azi, pe la vreo 12. Bine, mă pun să mai galopez puțin și voi vedea ce se întâmplă. Bine, mami, tu poți să alergi, eu mănânc, îmi este foarte tare, tare, foarte foame. Și eu mănânc. Diamond, pot să mănânc și eu cu tine? Da, poți. Mulțumesc, Diamond. Tu de ce nu poți veni cu mine să galopezi? Nimeni nu știe. Eu am un cal, dar este în păduri și când plecați voi în pășune, eu mă duc la el și s-ar putea să avem și noi un copil împreună. Oh, ce drăguț! Am înțeles. De asta tu tot mănânci într-una. Normal. De toate aș mânca dacă aș putea, dar nu pot. Trebuie să mănânc doar ce am voie. N-am ce să fac. Ești o iapă frumoasă. Și tu la fel. Bine. Tu, soțule, asta ai mai alergat puțin? Nu, dar tu, soție. Am alergat puțin, dar nu pot din cauza bebelușului. Am înțeles. Dar tu ai alergat? Nu. Tu? Da, foarte, foarte mult. Oho. Aș vrea să stau și aș vrea și eu să stau pe pășune cu tine și să mâncăm iarbă verde și proaspătă. O să mergem, dar nu mai așteaptă să vină stăpâna să ne dea drumul. Bine.